Potrivit specialiștilor, bucatele coreene se numără la nivel mondial printre cele mai apreciate, dar și cele mai extravagante mâncăruri, cu o varietate de arome și pline de savoare. Bucătăria coreană, cu influențe chinezești și japoneze, se bazează mai mult pe combinațiile acelor cinci gusturi, dulce, acru, iute, sărat și, desigur, amar. Masa principală este cea mai importantă la coreeni și se optează pentru consumul de orez, carne, alge, legume, tăieței și pește, preparate cu usturoi, ghimbir sau ulei de susan. Totodată, aceștia își respectă cu strictețe tradițiile, iar preparatele calde sunt poziționate în partea dreapta a mesei, iar cele reci pe partea stângă. Bătrânii sunt cei care se bucură primii de masa îmbelșugată, ultimii fiind copiii. Așadar, dacă ți-am strânit curiozitatea și ești dispus să încerci cele mai nebunești preparate specifice bucătăriei coreene, le poți descoperi chiar aici. Bibimbap din limba coreană, bibimbap, însemnând orez amestecat, este un fel de mâncare corean din orez. Bibimbap este servit ca un bol de orez alb, cald, acoperit cu namul, adică legume sotate și condimentate, și gochujang, adică pastă de ardei iute, sos de soia sau doenjang, adică pastă de soia fermentată. Un ou crud sau prăjit și felii de carne, de obicei de vită, fac de obicei parte din acest fel. Felul de mâncare se amestecă bine cât este încă fierbinte, chiar înainte de a mânca. În Corea de Sud, Jeonju, Jinju și Tongyeong sunt zone cunoscute mai ales pentru versiunile lor de bibimbap. În 2011, bibimbap a fost inclus ca al 40-lea fel de mâncare într-o listă a 50 cele mai delicioase din lume, întocmită de CNN Travel. Numele bibimbap a fost adoptat în secolul al 20-lea, din perioada Joseon, din 1392, secolul al XVI-lea, până în secolul al XX-lea, bibimbap se numea Golden Bang, care înseamnă orez amestecat cu diferite ingrediente. Acest fel de mâncare era în mod tradițional consumat în ajunul anului nou lunar, deoarece în acea vreme se considera că resturile de mâncare și garniturile rămase nu trebuie să treacă în anul nou. Soluția la această problemă a fost amestecarea acestor resturi într-un bol cu orez. Bibimbap este, de asemenea, considerat ca masă pentru țărani și fermieri, mai ales în perioadele de muncă intensă, deoarece era cel mai simplu mod de a găti pentru un număr mare de persoane. Bibimbap era servit regelui ca masă de prânz sau ca gustare între mese. Bibimbap este menționat pentru prima dată în Siu Jong o carte de bucate anonimă din secolul al XIX-lea. În această carte numele este scris Bubuimpap. Unii experți susțin că Bibimpap provine din practica tradițională de a amesteca toate alimentele oferite ca ofrandă în timpul unui ritual ancestral, adică cesa, într-un castron înainte de a lua parte la ritual. De la sfârșitul secolului al XX-lea, Bibimpap a început să apară din ce în ce mai mult în diferite țări, mai ales datorită ușurinței preparării, este servit pe, mai mul pe multe curse aeriene spre Corea de Sud. Uh, legume frecvent utilizate în bibimbap includ Oi, adică castravete, uh, dovlecel, mu, adică ridiche, ciuperci, toracii, adică rădăcina de floare balon, și chim, precum și spanac, germen de soia și gosari, adică tulpin de ferigă. Dubu, adică tofu, fie simplu sau sote, sau o frunză de salată verde poate fi adăugată, iar carnea de pui sau fructe de mare pot înlocui carnea de vită. Pentru prezentare, grupurile de diverse legume sunt adesea așezate astfel încât culorile adiacente să se potrivească. În versiunea sud-coreană sunt adăugate și ulei de susan, pastă de ardei roșu, adică gochujang, și semințe de susan. Ingredientele din bibimbap sunt pline de simbolism. Negrul sau culorile închise reprezintă nordul și rinichii, de exemplu, ciupergi și tache, ferici sau alge. Roșul sau portocaliul reprezintă sudul și inima, prin ardei iute, morcovi și ciuciupe. Verdele reprezintă estul și ficatul, prin castravete și spanac. Albul este vestul și plămânii, cu alimente precum germen de fasole, ridiche și orez. Galbenul reprezintă centrul și stomacul cu alimente care includ dovleac, cartofi sau ouă. Ceapce Ceapce este un fel de mâncare savuros și destul de dulce, care conține tăiței asemănători sticlei și care sunt sotați împreună cu legume, fiind popular în arta culinară coreană. Ceapce este de obicei preparat cu dangmyeon, adică un tip de tăiței sticloși, făcuți dintr-un praf de cartofi dulci. Tăiței sunt amestecați cu legume asortate, carne, ciuperci și asezonați cu sos de soia și ulei de susan. Odată un fel de mâncare regal, japce este acum unul dintre cele mai populare feluri de mâncare tradiționale care se mănâncă des la celebrări de ocazii speciale cum ar fi nunți zile de naștere, în special dol, adică prima zi de naștere și huangap, adică a 60 -a zi de naștere și sărbători. De asemenea, este popular la banchete și petreceri datorită faptului că îl poți găti în cantități foarte mari și servirea este foarte flexibilă și anume ceap poate fi servit cald la temperatura camerei sau rece, chiar scos de la frigider. Ceap este de obicei servit ca și banchan, adică garnitură, cu toate că poate fi mâncat și ca fel principal. Este câteodată servit pe un pat de orez, cu orez, este cunoscut ca și bap. Cuvântul sino-corean japchae este format din două silabe, jap însemnând amestecat și ce însemnând legume. După cum spune uh, Veritable Records of the Joseon Dynasty, numele original se referea la un fel de mâncare făcut doar din niște legume și ciuperci sotate, prima dată gătit la începutul secolului al XVII-lea de către Yi Chong, care a trăit între anii 1568 și 1619. Pentru banchetul regelui Huang, Huang Hegun, regelui i-a plăcut atât de mult acest fel de mâncare încât l-a răsplătit pe Yi, prin promovarea lui la un rang mai înalt. Echivalent cu poziția Secretary of the Treasury. Și astfel, gheabcea a devenit un fel de mâncare regal. Gătit fără tăiței sau carne la acel timp, geapce a fost considerat un fel de mâncare elegant, servindu-se familiei regale și a oficialilor de rang înalt. Gheabcea, la fel ca și alte feluri de mâncare regale, a fost adoptat de către bucătăriile oamenilor de rând. A devenit popular pe la sfârșitul secolului al XX-lea când tăiței făcuți din cartofi dulci au fost introduși Coreei de către China. De atunci, tăiței au devenit ingredientul principal din ceapce. Samgyeopsal sau buctă de porc la grătar este un tip de gui, adică un fel de mâncare făcut la grătar. Direct tradus din limba coreană, samgyeopsal înseamnă trei straturi de carne, referindu-se la straturile de carne și grăsime din burta de porc pe care se, care se văd când este tăiată. Prima dată când s-a menționat acest fel de mâncare a fost în articolul Donga Ilbo, publicat în 3 noiembrie 1984, intitulat Cum să distingi carnea bună de carnea rea, unde felul de mâncare era numit Seghepsal, în loc de Samghepsal. Cuvântul Samghepsal a apărut ca și termen în dicționarul standard al limbii coreene după 1994. Bucăți mari și grase de burtă de porc sunt prăjite pe un grill de metal care se află la masa unde mănânci. De cele mai multe ori, cei care mănâncă își prăjesc singur carnea, întorcând-o și tăind-o cu foarfeca, apoi mâncând-o direct de pe grill. De obicei, carnea nu este marinată sau asezonată, deși ea poate fi marinată cu ginseng, vin, usturoi, verdețuri, curry, dongjang sau gochujang, acest lucru devenind popular prin anii 2000. Bucăți de usturoi, ceapă, ardei iuți, uh, ciuperci și kimchi sunt de obicei prăjite pe lângă carnea de pe grill, dându-i un gust mai bogat acele grăsimi. În Corea de Sud, a treia zi din luna martie este numită ziua Samgyeopsal, datorită structurii sale de trei straturi. Există un mit în Corea de Sud care spune că dacă mănânci Samgyeopsal, acel lucru te va proteja de poluarea aerului. Acest mit a apărut cel mai probabil din cauza minerilor coreeni care mănâncă carne de porc după ce au petrecut foarte mult timp la lucru. Kimchi Este o garnitură tradițională făcută din legume sărate și fermentate, cum ar fi varză de napa și ridiche coreană, alături de o mare selecție de condimente, incluzând go gochugaru, adică praf de chili corean, ceapă verde, usturoi, ghimbir și ciotgal. adică fructe de mare sărate. De asemenea, este folosit într-o mare varietate de supe și tocane și se mănâncă ca și garnitură cu aproape orice fel de mâncare corean. Mai mult decât atât, kimchiul este ingredientul de bază la mai multe mâncăruri, cum ar fi tocanița de kimchi, adică kimchi jjigae, clătită cu kimchi, adică kimchi bum jjigae, supă de kimchi, kimchi cook, orez prăjit cu kimchi, kimchi bokum pap, dar și cu tocanița militarească budae jjigae. Sangup Saghi, cartea istorică a celor trei regate din Corea, menționează borcanul cu mărături folosit pentru a fermenta legume, ceea ce indică faptul că legumele fermentate se mâncau des la acea vreme. În Corea, kimchi se făcea în timpul iernii, fermentând legume și întorcându-le în pământ într-un vas ceramic tradițional de culoare maro, numit ongi. Hemul pachon Pachon este o varietate de chon, unde ceapa verde este ingredientul principal, fiindcă pa înseamnă ceapă verde. Este un fel de mâncare corean dintr-un aluat făcut din ouă, făină de grâu, făină de orez, ceapă verde și de obicei și alte ingrediente. Vită, porc, kimchi, scoici și alte fructe de mare sunt folosite de obicei. În Corea, un pacion de fructe de mare se numește hemul pacion, în care se pune în aluat stridii, creveți sau calamar. Kimpap este un fel de mâncare corean, făcut din orez și alte ingrediente, cum ar fi legume, pește și carne, care sunt rulate în kim, adică foi uscate de alge de mare și servit tăiat în bucățele. Originele kim papului sunt dezbătute. Unele surse sugerează că originea ar veni de la norimakiul din Japonia, care a apărut în timpurile coloniale, când alții spun că este o versiune mai modernă de boksam din era Choson. Kimpa poate fi ușor mâncat în bucățele mici, indiferent de locație. Deci, acest fel de mâncare face adesea parte dintr-o masă ambalată sau tosirac, pentru a fi consumată la picnicuri și evenimente în aer liber și poate servi ca un prânz ușor împreună cu Dan Muji, adică ridiche galbenă murată și kimchi. Este o mâncare populară în Corea de Sud și în străinătate și este cunoscută ca o mâncare convenabilă datorită portabilității sale. Kim se referă la algele marine comestibile din genul porfira și piropia. Bab se referă în linii mari la orez fiert. Sunt de Sunt este sau tocana de tofu, moales, este o tocană jjigae, adică tocană coreană, în bucătăria coreană. Vasul se face cu tofu moale, proaspăt, coagulat, care nu a fost recurat și presat, Legume, uneori ciuperci, ceapă, fructe de mare, fiind uh, opționale, stridii, midii, scoici și creveți. Carnea la fel, de obicei carne de vită sau porc. Și gochujang, pastă de chili sau gochugaru, adică pudră de chili. Felul de mâncare este gătit direct în vasul de servire, care este în mod tradițional fabricat din porțelan gros și robust, dar poate fi de asemenea mocinat din piatră solidă. Un ou crud poate fi pus în cighe chiar înainte de servire, iar vasul este revat în timp ce clocotește viguros. Acesta este de obicei mâncat cu un castron de orez alb fiert și mai multe pancean, adică garnituri. Toful extra moale, numit sundubu, în coreană este mai moale decât alte tipuri de tofu și este de obicei vândut în tuburi. Sunul din sundubu înseamnă pur, după războiul din Corea, unii militari americani care s-au întors din Corea de Sud au adus acasă rețete jjigae, în special dubu-jjigae. În anii 1990, imigranții coreeni din Los Angeles au adus sundubu-jjigae în Statele Unite. Hee-Sok Lee, un imigrant corean de primă generație, a deschis primul restaurant sundubu în Vermont Avenue, Koreatown. În cele din urmă a fost introdus înapoi în Corea de Sud datorită popularității sale. Topokki sau toc de orez fiert. Este un aliment corean popular făcut din care toc de dimensiuni mici, adică prăjituri de orez lungi, albe, în formă de cilindru, numit tokmion, adică tăieței de prăjituri de orez, sau de obicei topoki tok, adică prăjituri de orez topoki. Omuk, sau prăjituri de pește, ouăle fierte și ceapa verde sunt câteva ingrediente comune asociate cu topoki în feluri de mâncare. Acesta poate fi asezonat fie cu gochujang, picant, pastă de chili, sau non-picant, ganjang, adică sosul de soia. Pe bază de sos, prima este cea mai comună, în timp ce cea de-a doua este mai puțin comună și uneori numită kunjung topoki. Astăzi, variațiile includ, de asemenea, curry topoki, uh, topoki cu sos de smântână, jjangjang topoki, Uh, topokki cu fructe de mare, uh, galpi topokki și așa mai departe. Topokki este frecvent ach achiziționat și mâncat la bungsikjip, adică snack baruri, precum și pojangcha, adică tarabe stradale. Există de asemenea restaurante dedicate pentru topokki, în cazul în care este menționată ca chusok topokki. Este de asemenea un fel de mâncare popular acasă, deoarece prăjiturile de orez pot fi achiziționate în formă preambalată semideshidratată. Prima înregistrare de Tteokbokki apare în Sui o carte de bucate din secolul al XIX-lea, unde a fost listat drept Tteokbokki, prin ortografia arhaică. Sau so sau supa de oase de bou, este o supă coreană de bulion făcută din oase de bou, mai ales oasele de la picior, piept și alte tăieturi. Condimentele se fac în general la masă, în funcție de gustul personal, adăugând sare, piper negru măcinat, piper roșu, usturoi pisat sau ceapă de primăvară tocată. Este un fel de mâncare local din Seul. Saltang este de obicei uh, fiartă la foc mic, peste o flacără scăzută, pe o perioadă de câteva ore, pentru a permite aroma să fie extrasă treptat din moase. Are un aspect alb-lăptos și este în mod normal mâncat împreună cu orez și mai multe feluri de mâncare, de mâncări laterale. Orezul este uneori adăugat direct în supă. În dinastia Joseon, coreenii au făcut în mod regulat sacrificii la nivel național strămoșilor lor, cum ar fi Tangun, legendarul fondator al regatului Joseon. Sacrificiul la nivel național a fost numit Sonong -ce, sonong însemnând fermier venerat. Iar altarul sacrificiului a fost numit Tan, care datează din dinastia Shilla. Regele Songjong vizitase el însuși sacrificiul și mâncase o masă cu oamenii din Joseon. Pentru a crește aprovizionarea cu alimente în Joseon, regele Songjong le-a ordonat să inventeze feluri de mâncare care ar putea hrăni numărul maxim de persoane folosind cele mai puține ingrediente. Iar Sonongtang, tang, care înseamnă supă, a fost unul dintre acestea. Pingsu este un desert corean de gheață rasă cu topping-uri dulci care pot include uh, fructe tocate, lapte condensat, sirop de fructe și fasole roșie. Cea mai cel mai frecvent soi de este pat pingsu, gheața rasă de fasole roșie. Ingredientul principal al gheții a fost gheața naturală în trecut, dar mai târziu a fost produsă gheața artificială și au fost dezvoltați îndulcitori de înaltă calitate, iar acum a fost îmbunătățită în gheață fiartă de fasole roșie rasă sau amestecată cu diverse fructe. La început, mașina de tăiat gheața a fost o unealtă simplă în formă de plan, care acum puterea electrică este utilizată pe scară largă după o rotație manuală. Cele mai vechi forme de pingsu au existat în timpul dinastiei Joseon, adică în anii 1392-1897. Înregistrările guvernamentale arată că oficialii împărțiau ghețurile zdrobite acoperite cu diverse fructe care au fost distribuite din vechiul depozit de gheață corean numit Sokpingo. Formele timpurii de pat pingsu constau din gheață rasă și două sau trei ingrediente, de obicei pasta de fasole roșie, tox și pulbere de nuci măcinate. Există o varietate de tipuri de pingsu și arome. Multe pingsu nu urmează neapărat tradiția, iar unele nu includ pasta de fasole roșie. Unele arome populare sunt ceai verde, cafea și iaurt. Konguksu sau tăiței în supă rece de soia este un fel de mâncare de sezon cu tăiței servit într-un bulion de lapte de soia rece. În limba coreană, kong înseamnă soia, iar kuksu înseamnă tăiței. Acesta cuprinde tăiței făcuți cu făina de grâu și supă făcută din soia măcinată. Nu se știe când coreanii au început să mănânce kong guksu, cu toate acestea în conformitate cu menționarea felului de mâncare împreună cu Kekuksu, adică supă de tăiței de Susan, în Sui Chonso, o carte de bucate din Choson uh, publicată la sfârșitul secolului al XIX-lea, este presumat să fi provenit cel puțin încă din secolul al XIX-lea. Jjajangmyun este un fel de mâncare core corean cu tăiței acoperiți cu un sos gros din Cheongjang, cuburi de carne de porc și legume. Alte variante folosesc fructe de mare sau alte tipuri de carne. Jiang Jamon datează din 1905 când a fost introdus în Kongguac-Chun, un restaurant chinezesc din Incheon, Chinatown, condus de un imigrant din provincia Shandong din China. Restaurantul este acum muzeul Jiang Jamon. Jiang Jang este derivat din cuvântul chinezesc Jiang chang care înseamnă sos prăjit, iar mian înseamnă tăiței. Changcha folosește tăiței groși, făcuți manual sau trași de mașină, făcuți din făină de grâu, sare, bicarbonat de sodiu și apă. Sosul, changchang, se face cu chungchang prăjit cu alte ingrediente, cum ar fi sos de soia sau sos de stridi, carne, de obicei carne de porc, dar uneori carne de vită, fructe de mare, de obicei calamar sau creveți, condimente, arpagic, ghimbir și usturoi și legume. De obicei, ceapă, dovlecei sau dovlecei coreni sau varză. Uh, când este servit, ceanga mea poate fi acoperit cu uh, castravete, julienned, uh, ceapă verde, garnitură de ou, ou fiert sau ou prăjit, creveți sau se amestecă uh, felii de bambus. Vasul este de obicei servit cu dan muncii, adică ridiche murată galbenă ceapă crudă feliată și sos chung chang pentru înmuierea cepei. Cimeg Din coreană pui prăjit și mecciu bere. Este o asociere de pui prăjit, fie simplu, uh, huraidu sau uh, yangnyeom, picant, și bere servit ca anju, adică alimente cu alcool. Seara în multe restaurante sudcoreane, incluzând o serie de lanțuri specializate. Conceptul de pui prăjit a fost bine cunoscut în Corea încă de la începutul dinastiei Joseon ca pokye, așa cum a apărut în cartea de bucate Sangha Yorok, scris în 1459. Producția de pui a crescut de 13 ori pe măsură ce economia națiunii a crescut. Odată cu introducerea uleiului de gătit în Corea, în 1971, puiul și uleiul au fost abundente, ceea ce a creat un mediu în care oamenii puteau mânca mai mult pui. În acest moment, puiul și berea au fost vândute împreună, ceea ce a dus în cele din urmă la crearea de cimec. În anii 1970, muncitorii din industria prelucrătoare plăteau 3400 de euro pe pui, dar prețul unui pui fiert era de 2500 de won, iar 500 de mililitri de bere era 450 de won. Există mul multe festivaluri CIMEC în Corea, inclusiv Festivalul CIMEC Se Seul, uh, care are loc la mijlocul lunii octombrie în centrul Seulului. Este un eveniment de promovare a culturii alimentare coreene în străinătate prin combinarea puiului cu berea. În Daegu, uh, Metropolitan City, în 2012 a avut loc un festival de CIMEC. În 2013, un festival de CIMEC din Ningbo, China, a atras aproximativ 400.000 de, de vizitatori în primele trei zile. Kechan sau Kechod este o varietate de chokgal, adică fructe de mare fermentate sărate în bucătăria coreană, care se face prin marinarea crabilor proaspeți și cruzi, fie în kanchang, sos de soia, fie într-un sos pe bază de praf de ardei iute. Termenul este format din cele două cuvinte, che, însemnând un crab, și chang care înseamnă condiment. Deși Gyecheon inițial se referea doar la crabi marinați în sos de soia, acesta a început să fie numit Gangcheon Gyecheon, în aceste zile pentru a-l diferența de Yangnyeom Gyecheon. Cel de-al doilea este un fel de mâncare relativ nou, care a apărut de când industria restaurantelor a început să prospere în Corea de Sud. Yangnyeom, însemnând literalmente condimente sau condimentate, dar se referă la sos picant făcut cu praf de ardei iute. Kyongsang, uh, Ciola și insula Ceciu sunt uh, renumite pentru kecheang-ul lor caracteristic. Este o specialitate reprezentativă a Yosu, în provincia Ciola de Sud, și un fel de mâncare tradițională din bucătăria Ciola. Potrivit unui sondaj de opinie al turiștilor, în Corea, kecheang este dificil de mâncat deoarece felul de mâncare este prea fierbinte și sărat. Mâncarea coreană este o necesitate pentru toți cei care sunt mereu în căutarea unor experiențe culinare, deoarece, după cum am menționat mai înainte, mâncarea coreană are un gust inedit care trebuie încercată de mai multe ori pentru a putea fi apreciată pe deplin.